Veronica Lucașova este fotograf, conferențiar și artist, iar acum scrie o carte despre lupta ei cu un cancer terminal. Originară din Republica Cehă, și-a cunoscut soțul britanic, un realizator de videoclipuri, pe când erau colegi la Universitatea Stanford din California. În februarie 2021, Veronica a avut probleme cu stomacul, așa că a fost precaută și a cerut sfatul medicului său de familie. Analizele de sânge au arătat prezența unei tumori. La 4 luni de la prima sa vizită la medicul de familie, a fost diagnosticată cu un cancer rar, peritonită gelatinoasă, cunoscută sub numele de PMP. Medicii au hotărât ca Veronica să fie operată. The operation is brutal and it's because they do so many things. It's called the mother of all surgeries because they take a lot of organs, so it's like multiple operations in one. So, you know, I've explained all this to my son as well. Potrivit medicilor oncologi, deoarece PMP se dezvoltă atât de lent, mulți oameni nu sunt conștienți de această boală timp de ani de zile. În luna septembrie a anului trecut, Veronica a fost anunțată că boala a recidivat și că acum este incurabilă. I was very desperate and very depressed about how to function at all. I made my funeral playlist, started writing my speech. You know, I started writing this love letter to my son. That's the hardest thing for me. I don't know how much longer I'm going to see. He knows I have the cancer back, but I don't think he understands that. I might not be here. Cartea ei este o poveste ilustrată a experiențelor prin care a trecut în ultimii ani. Ea include lucrări de grafică, unele influențate de maestrul flamand Jan van Eyck. Titlul cărții, Adevăratul miel mistic, face aluzie la una dintre faimoasele sale picturi. My health is just going downhill and it still is and it's very hard to cope with. You know, I've lost extreme amount of weight. I was 59 at the end of September. Oh, August, and I'm 46 kilos. Veronica spune că organizația caritabilă Maggie's a fost colacul ei de salvare. When you have a diagnosis, you lose so much control. You know, you're told where you need to be at what time, there's appointments, and actually finding something that you want to do for yourself can be really empowering and really supportive, and that's what we want to help people find. Biroul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății spune că se așteaptă ca pe continent să se înregistreze o creștere de 38% a numărului de cancere până în anul 2045. Potrivit organizației, cele mai periculoase sunt cancerele de plămâni, colorectal și de prostată la bărbați, în timp ce pentru femei sunt cancerele de sân, de plămâni și colorectal.